Hei, salutare tuturor! Salutare tuturor! Ce mai faceți? Ce mai facem? Că noi facem bine. Dar știi de ce am făcut o pauză când am zis ce mai faceți? Că mă așteptam să răspundă cineva, știi? Ca și cum eram, lucram acum, noi ne imaginam că lucrez și întrebam clienta ce mai faci? Și îmi răspundea, dar de fapt acum vorbim doar cu camera. Da. Ce mai faceți? Uite că... venim cu vești bune. Începem seriile Anca te învață și începând de astăzi, 20 aprilie, cum am mai și spus, începem să postăm. Da, începem să postăm și o să facem coafuri iarăși cu Anca te învață din Soi Luna și din alte... Din ce vreți voi? Lăsați comentarii. Da, lăsați comentarii pentru că o să facem destul de multe coafuri acum. O să postăm, sper eu, zilnic, nu promit, dar sperăm să fie zilnic. Oricum, o să fie des, pentru că ce altceva să facem acum în... Pandemie. În pandemia asta superbă, da, ce pot să zic. Și nouă ne face plăcere să facem videourile astea. Noi nu câștigăm niciun ban, pur și simplu vrem să învățăm... pe cine vrea să învețe, să-mi facă niște coafiuri superbe, să împărtășim din experiențele noastre. Eu o să mă ocup de editat, cum am făcut până acum. O să fac editările cât se poate de plăcute. Lăsați și sugestii dacă vreți să vedeți anumite, eu știu, ce vreți voi să vedeți și din editări și din ce vă explică și Anca și... Poate o să deschidem și alte sezoane cu coafiuri. Noi mai avem încă un cap de manechin acum. O să putem împărtăși foarte multe lucruri, pentru că avem destulă experiență în domeniul hairstyling-ului. Suntem hairstyliști de foarte mult timp, de mai bine de 8 ani, și vrem să împărtășim multe lucruri prin canalul ăsta de YouTube cu voi. Da. Așa că sper că vă bucurați și voi la fel de mult cum ne bucurăm și noi. Și o să ne vedem, nu pot să spun la ce oră sau așa, pentru că cumva trebuie să ne intrăm așa în ritm, știți voi, nu? Când începi, că ai făcut o pauză și când te duci la sală după ce ai făcut o pauză lungă. Trebuie să o iei așa mai bătrânește, mai... O iei așa ușor, mai... În fine, știți voi. Și din cauza aceasta nu pot să... specific o anumită oră când vom posta serialele cu Anca te învață. Astăzi o să discutăm, Anca o să vă învețe exact cum să vă faceți cu peria. Adică câțiva pași prin a obține o coafiură așa lejeră, exact după ce vă spălați părul și cum să aveți grijă de el și să arate exact ca un brushing făcut acasă, pentru că la salon în primul rând nu se mai poate ajunge în zilele astea și o să vă arate exact cum să realizați o coafiură lejeră din perie. Singure, făcute chiar de mânuțele voastre. Așa că asta o să facem astăzi. Dacă, nu știu, poate o să facem și un... Mă gândeam că se fac totuși continuarea ultimului episod cu Anca te învață, dar nu mai știu ce... O să ne uităm și o să refacem următorul episod. Exact. După care o să începem iară concursul de lăsare comentarii în... Puteți să lăsați chiar și de la episodul ăsta comentarii privind coafiura următoare și noi o să realizăm coafiura următoare. Asta o să facem. După cum vedeți, avem alt studio pentru că nu mai locuim în apartamentul. Am trecut prin multe în ăștia 2 ani. Putem să vă povestim multe. Acum avem alt studio, mă rog, studio ăsta, nu studio. Este la noi acasă aici. Da, nu e studio, ăsta este apartamentul în care locuim acum recent. Și decorul nu este foarte wow, dar cel puțin avem lumină acum, pentru că locuim la etajul 13 și avem destul de multă lumină și avem și un view foarte drăguț. Poate o să atașeze Mihai o poză cu view-ul care se vede și Casa Poporului de aici de unde stăm, se vede și Intercontinentalul, adică ce pot să zic decât că este super, mai ales că nu am prins Revelionul aici pentru că nu am fost. Dar când o să avem Revelionul, sigur o să fie super frumos, o să fie un val uriaș de artificii, sperăm, dacă nu o să se continue cu pandemia asta. Pandemia. O să rămânem în casă un an de zile. Și o să vă săturăm de atâtea tutoriale și de
experiențe despre păr, exact, pe canalul nostru. O să facem tutoriale de, cred că o să începem. Până o să îmbătrânim. Deci dacă o să se continue asta până în decembrie, sper că nu. Ce să facem? O să postăm câte două de astea episoade fiecare zi, nu? Facem un sezon mare. Da, o să fie un mega sezon, ce să zic. Un fel de tânăr și neliniștit, varianta... Da. Varianta românească. Varianta românească. Da. Mihai Studio și Anca te învață. Da, cam asta am vrut să anunțăm. Sper că vă bucurați, așa cum am mai și spus, de această decizie a noastră. Și să înceapă tutorialul. Și să înceapă tutorialul, exact. Bună, ce mai faceți? A trecut ceva timp de când nu ne-am mai văzut, așa că astăzi o să începem, astăzi, 20 aprilie, nu? 20? 20 aprilie, mai luni, pentru că ați văzut că oricine, de obicei când vrei să te duci la sală sau când vrei să faci ceva, nu zici, mamă, de luni încep să fac cu tărică sau de luni încep să fac o anumită activitate. Ei, astăzi o să începem seria Anca te învață și o să începem cu un tutorial drăguț, pentru că o să vorbim despre perie și o să vă învăț cum să vă coafați cu peria. Eu nu sunt fan perie, nu prea îmi place să mă fac cu peria, pentru că de obicei mi-l ondulez sau mi-l împletez, dar în ultima perioadă nici nu mi l-am mai împletit, mi l-am ondulat sau bine, pentru că este pandemie și că se apropie a doua lună de când stăm în casă, mi-am făcut foarte multe tratamente și părul meu deja arată mult mai bine acum, pentru că a fost o perioadă când mi-l tot ondulam și nu mai arăta chiar foarte bine și atunci am decurs la multe tratamente, măști și deja îmi place cum arată, vedeți că are, începe să capete luciu, deci acum nu i-am făcut absolut nimic, mi l-am spălat acum 2 zile și așa arată, atât, deci arată foarte bine, îmi place mult cum arată, așa că mi l-am mai și tuns un pic, ce să zic, am norocul de a mă putea tunde în caz de pandemie, norocul meu, nu? Așa, să începem direct că, na. O să continui seria Anca te învață și o să fac din coafuri, așa cum v-am obișnuit. O să fac despre soi luna, am și o luna mea, nu știu dacă o să vin astăzi pe la mine să vă prezint. Dar știți despre cine vorbesc, vorbesc despre pisica mea, Luna. Și mai am o luna în spate, care este noul nostru membru din familie și cu ea ne ocupăm timpul, acum că avem foarte mult timp la dispoziție și facem diverse coafuri. Da, să începem. Pentru acest tutorial avem nevoie de... Sunt cam departe, dar na, ce să fac acum? Avem nevoie de perie rotativă. Eu am o perie de... nu știu dacă scrie dimensiunea pe ea. În fine, de genul acesta. Bam. O perie pentru descurcat. Îmi place pentru că este foarte moale. Are zimții aceștia foarte moi. 3 cleștișori. Crocodile, așa îi numesc eu. Protecție termică, pentru că, deci, am folosit mască și șampon, tratament înainte și atât. N-am folosit nimic. De obicei folosesc foarte multe produse, dar asta când mă coafez. Și atunci, da. Dar rest, acum, pentru că nu prea mi-l coafez, nu folosesc multe produse decât mască, șampon și tratament. Dar acum, pentru că o să mi-l fac cu peria, o să folosesc acest produs, se numește Pli, de la L'Oreal. Și are rol de protecție, adică protejează împotriva căldurii și cumva și ajută la fixare, adică are rol de fixare și de protecție. Și e ca un spray, așa. Bam, bam. Apă, pentru că, bine, nu este, este apă aici, nu este soluție pentru geamuri, așa că nu vă speriați, nu mă dau în păr cu soluție de geam pentru geamuri. Dar pentru că trebuie, de obicei, atunci când vrei să te faci, când vrei să ți faci o coafură cu ajutorul periei, trebuie ca părul să fie uscat în proporție de 80%, dar pentru că eu am făcut acum 2 zile baie, normal că părul meu este în totalitate uscat și atunci o să trebuiască să mi-l ud puțin ca să pot să mi-l întind la perie.
Așa. Și ajung și uscătorul, bineînțeles. Eu am un uscător de la Babyliss Pro, nu prea contează firma oricum, dar este foarte important să aveți acest năsuc. Vedeți că acest năsuc o să vă ajute foarte mult să distribuiți cumva căldura în mod egal pe șuvița de păr și o să vă ajute atunci când o să trageți la perie. Este mai greu așa, bineînțeles, pentru că, na, într-o mână trebuie să ții uscătorul, într-o mână trebuie să ții peria. Sunt periile acelea rotative care au în același loc, să zic, și peria și uscătorul și atunci e mai simplu pentru că sunt ambele, adică cum e uscătorul, aici este peria, știți? Știți despre ce vorbesc, nu? Da, știu că știți. Și atunci, pentru că eu nu am, o să folosesc uscătorul și peria separat. Și da, o să încep să-mi ud părul. Nu trebuie să-l udăm foarte mult. Și după ce l-am udat, pentru că vreau cumva să împrăști produsul apa, în cazul nostru, în mod egal, o să recuperi ea prin păr. Și chiar se descurcă și foarte bine părul meu. Bun. Și acum o să folosesc spray-ul pentru protecție termică. Și o să folosesc peria iarăși, ca să... De fiecare dată când folosiți orice produs, că fie că vorbim de mască, fie că vorbim de un tratament pentru păr, întotdeauna folosiți o perie că o să vă ajute să împrăștiați foarte bine, să zicem, în mod egal pe toată șuvița de păr, știți? Și o să vă învăț câteva tehnici înainte, pentru că după ce o să dau drumul la, după ce o să aprind uscătorul, nu o să ne mai auzim, așa că o să vă vorbesc puțin înainte și o să vă explic pașii pe care îi folosesc eu atunci când mă fac cu peria și poate o să vă ajute, nu știu ce să zic. Pe mine mă ajută. Deci îmi împar părul. Și restul părului mi-l prind. Folosesc crocodilul. Și vedeți că am împărțit părul într-o șuviță mai groasă, pe care aceasta o la rândul eu să împart în două. Bam! Vedeți? Super! Și apoi cu peria. Frumos. O fixez pe șuviță. Și după aceea o să încep să usuc părul. Bam. Și mă axez foarte mult, deci șuvița de păr cum este împărțită. Avem partea de rădăcină, partea de mijloc și vârfurile. Și o iau separat, adică o iau pe bucăți. Prima dată încerc să usuc rădăcina. Bam, bam, bam. După aceea o să trec către partea de mijloc și după aceea o să trec către vârfuri. Și în momentul în care ajung la partea de vârfuri, printre ultimile secunde, ca să zic așa, folosim aer rece, tocmai ca să uscăm șuvița și să putem obține forma aceasta de... bine, acum, pentru că nu folosesc căldură, normal că nu să se modeleze șuvița, dar ca să putem să o modelăm și astfel încât să putem să o întoarcem către vârfuri. Și fac așa cu tot părul. O să vedeți. Pe parcurs o să mă mai opresc și o să vă mai explic cum realizez eu uscarea aceasta din perie. Să-i dăm drumul.
Acesta este rezultatul. Mie îmi place foarte mult bretonul să mi-l fac așa în exterior și tot timpul am tendința să mi-l ridic așa cu mâinile, cu degetele. Mi se pare șmecher, nu știu de ce. Și acesta este rezultatul final. Nu pot să zic că este ușor de făcut cu peria, pentru că îți trebuiesc mușchi, adică trebuie să te duci să tragi la sală și după aia eventual ați văzut că multe mișcări sunt așa, adică trebuie să ții mâinile numai pe sus, ce să mai. Și plus că într-o mână trebuie să ții peria, într-o mână uscătorul, deci nu este ușor. Trebuie să insiști. Cu cât faci mai mult, nu o să-ți iasă perfect automat, că na, nu are cum să-ți iasă perfect, dar pe măsură ce tot exersezi, o să vezi că o să-ți iasă din ce în ce mai bine. Asta e și ideea, să te perfecționezi pe zi ce trece, mai ales acum că avem timp destul, putem să exersăm și putem să ne perfecționăm. Sfatul meu este să folosiți o protecție termică neapărat, pentru că vorbim totuși de căldură și asta poate să deterioreze părul și nu vrem să ne trezim când se va termina toată nebunia asta cu statul în casă, nu vrem să ne trezim că avem părul deteriorat, nu? Deci vrem să fie sănătos și tot așa. Voiam să vă prezint pe Luna, pe una din lunele noastre. Aceasta este una din lunile noastre. Și această coafură este realizată de către Mihai. Am vrut să fac aici o pălărie care, eu zic că seamănă foarte bine a pălărie. Și cumva aici este așa o combinație între stilul ăsta modern cu stilul cowboy, aș zice. Nu știu cum ar trebui să numim această coafură. Nu știu. Habar n-am. Lăsați-mi în comentarii și spuneți-mi, vă rog, cum ați numit voi această coafură. Combinația asta între western și forma asta așa foarte modernă, nu știu ce să zic. Mi-aduc aminte că am citit un articol despre designerii din anii 30 și li s-a luat un interviu și au fost întrebați cum consideră ei că vor arăta persoanele, cum va evolua acest domeniu. Și mulți dintre ei au spus că femeile vor purta becuri în păr, că vor avea fuste din astea tridimensionale, nu mai știu ce, dar oricum. Da, e o chestie așa. Bun. Aceasta este coafura și sper că v-a plăcut. Am folosit această perie. Desigur că atunci când ai părul foarte lung, este mult mai complicat de realizat, pentru că, gândiți-vă că trebuie să vă ridicați și mai mult cu mâinile. Avantajul pentru persoanele care sunt unse bob, pentru că este lungimea mult mai mică, lungimea este mult mai mică și este mai ușor de realizat. Iarăși contează foarte mult și cum tunsoarea pe care o ai. Eu sunt tunsă, tot părul meu este tuns la același nivel și în față am niște gheruțe, cum vedeți că deja am și le-am coafat așa în interior. Dar pentru cele care sunt tunse în trepte, normal că o să se vadă altfel. Adică părerea mea este că la tunsorile tunse în trepte, coafatul cu perie se vede mult mai bine față de cele care au tunsoarea cum o am și eu, tunse la același nivel. Bun. Și cam atât.